Salut! Am venit astăzi pe râul Siret. Astăzi, puțin cu plus, cred că sunt în jur de 2 grade. Zilele trecute a fost ger mare, n-am putut să ies nicăieri. A fost și minus 10, minus 12 grade noaptea, în timpul zilei minus 5, minus 6, dar și o ceață din asta densă, așa, nori joși. De asta e și chiciuri, așa, chiciuri foarte multe pe copaci. Dar peisajul e superb. Am venit pe râul Siret într-un loc în care n-am mai pescuit, cred că de vreo 5 ani de zile. Un loc foarte fain de altfel, dar puțin cam izolat. M-a dus o vară de-a mea cu mașina, m-a lăsat și vine să mă ia mai după amiază, că nu prea am încredere să las mașina pe zonele astea. Mașina e foarte departe, cred că a mers aproape un kilometru și ceva prin zăpada asta să ajung la locul ăsta. Loc izolat, foarte fain. Acum am testat adâncimea. Adâncimea are în jur de 1,80 m. Voi încerca să-l nădesc cu ceva viermi. Mi-am făcut aprovizionare cu ceva viermi mai mulți. Am în jur de 1 kg aici cu mine. Văd exact cât trag și cum. Ia să încerc în locul ăsta. N-am mai fost aici de vreo 5 ani. Ultima oară când am venit, pescuiam la Vobler și erau vreo 7 localnici și au întins seci cam din 50 în... locul e foarte lung. Au întins seci cam din 50 în 50 de metri aici pe tot locul ăsta și băteau în apă cu parii, cu toate din astea. Era vara, erau oameni în apă. A fost așa, m-am cam scârbit atunci și nu prea mai venit, dar acum iarna m-am gândit că poate nu bag ăștia chiar așa în halul ăsta. Și am venit să-l încerc aici. Vedem ce iese.